Autoritățile au intrat în alertă odată cu avertizarea de cod galben. Comandamentul pentru situații de urgență în Dolj a fost activat, iar toate instituțiile din subordinea prefecturii sunt pregătite să intervină. Am aprobat activarea trupei operative etapa 1 la sediul ISU Oltenia, județul Dolj, începând cu data de 5.03.2015, orele 12. Grupa operativă va avea în componență personal din următoarele structuri: Instituția Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia al județului Dolj, Inspectoratul de Poliție al județului Dolj, Inspectoratul de Jandarmi județean Dolj, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră. Vârful de precipitații va fi la noapte pentru noi. Se vor acumula undeva la 20 de litri pe metru pătrat, poate izolat 30, deci să fie punctual așa, poate o localitate unde să fie și cantități de 30 de litri pe metru pătrat în 12 ore, de asta adică va fi vârful. După care, sistemul de precipitații se va deplasa către Muntenia și către Bulgari. Efectiv 100 de tone de sare, 100 de tone de zi. Avem 14 tone de clor de calciu și 6 tone de produs ecologic. Avem utilajele în baze, pe drum efectiv vor fi jur de 44 de utilaje de clasă. Permanența este asigurată. Pentru ca toate măsurile să fie luate în timp, guvernul a organizat o videoconferință cu toate prefecturile din țară. De aceea vă trebuie să aveți la prioritate pentru pregătirea segmentelor de drumuri naționale sau județene și intervenția cu utilaje și materiale antiperamante. Prin legătura cu administratorii de drumuri și asigurații noastră și partea 2.